În acest final de săptămână, polițiștii de la rutier au depistat un tânăr ce conducea o mașină care nu mai avea autorizație de circulație. În plus, șoferul era și băut. Conducătorul auto a fost oprit în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Bulevardul Republicii. Bărbatul de 31 de ani a fost verificat de polițiști, rezultând că acesta conducea un autoturism cu autorizație de circulație provizorie expirată încă din octombrie 2014. În urma testării, conducătorul auto cu aparatul etilotest a reieșit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind pozitiv. Bărbatul este acum cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul nematriculat și fiind sub influența alcoolului.